Se juca. Se jucau în casă. Aici în curte, nu? Da, 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 da. Erau singuri, erau... Nu, i-au lăsat pe fetițe, nu a ieșit la toaletă. Da. Și între timp ce a ieșit fetița aia la toaletă, ei au băut pastilele. Fetița când a venit, s-a dus și a anunțat în partea asta și a văzut că ei sunt copii amețiți. Erau, umblau amețiți pe ei. Da, 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 da. Și a venit și a spus lui altă fată că a băut. Totul s-a petrecut marți în localitatea Ghergan din Dâmbovița. Din curiozitate, fetele au luat medicamentele care aparțin unei mătuși de-a lor și le-au băut cu suc. Imediat au început să se simtă rău și să nu mai fie coerente. A anunțat cea mai mare și a arătat o tabletă. A anunțat că a văzut tableta de... Am înțeles. Și când a venit ambulanța, cum erau copiii leșinați? Erau adormiți așa. Adormiți așa, nu erau. Când intrați, au zis că mai și băuseră ceva după pastilele. Nu, era conștient, de ne cunoștea, că de-aia m-am dus să văd dacă mă cunoaște. Și mă cunoștea, mă știa copiii. Nu era să ziceți că și-a pierdut conștiința și nu mai cunoaște. Decât una dintre ele, Ana Maria. Nu era pentru prima dată când părinții mai lăsau singuri pe cei trei copii ai lor, dar și pe ceilalți doi ai unor rude învecinate în grija fetei celei mari de 6 ani. Mătușa copiilor, care urmează un tratament antidepresiv, spune că a lăsat medicamentele deasupra patului, într-un dulap. Când au rămas singuri, cei mici le-au înghițit. Probabil că s-a urcat pe asta. Probabil că s-a suit aici și de aici a luat acolo. A luat acolo și... Și le-am împărțit așa între ei, frățește. Da. Nu știu, că aia nepoata mea mai mare, ea a luat cei mai multe. Da, ei știau ce că pastile să nu se atingă de ele? Că dacă știa ei ceva, nu lua să știe că le face rău. Dacă le făcea rău, nu. Dar ce au mai făcut din astea să urce după bomboane? Nu, asta e prima oară. Și le aduce un zi de zile. Asistenții sociali spun că deocamdată nu se pune problema ca cei mici să fie luați din sânul familiei, pentru că sunt la prima abatere. Să-i mulțumim Dumnezeu că totuși n-a fost o travă sau un medicament, un antibiotic puternic. Și acum, cumva unii ar zice, domnule, un copil de 9 ani să aibă grijă de alți 5 copii. Se mai întâmplă, că n-ai cum, și mai ales la ei în comunitățile de rom, se cresc unii pe alții. În prezent, copiii sunt stabilizați cu toții, fiind în afara oricărui pericol. Ei au rămas internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.